În această dimineață, sindicatele din Poșta Română au declanșat greva generală în peste 30 de județe și în Buzău, factorii poștali care duceau corespondența și pensiile au refuzat să plece pe teren, nemulțumiți de salariile foarte mici, dar și de faptul că încă nu au semnat un contract colectiv de muncă. Nemulțumirile noastre sunt în principal legate de nesemnarea contractului colectiv de muncă. După 3 luni de zile, domnul director ne tot amână, tergiversează. Mărirea salarială, salariații cei mai mulți dintre colegii mei, se duc acasă cu 2079 de lei. Acest lucru îl putem susține cu fluturaș. Foarte, foarte, foarte puțini bani la salariu. Situația a luat însă o turnură neașteptată atunci când în jurul orei 8 la oficiul poștal din Micro 5, acolo unde se organizează distribuția pensiilor în județ, a sosit un șef al Poștei Române, însoțit de peste 20 de angajați din capitală. Aceștia au primit sarcina să meargă pe teren în locul greviștilor pentru a distribui pensiile și celelalte drepturi bănești. Domnii de acolo sunt veniți ca să vă respecte greva. Să nu respecte colegii, să muncească în locul lor. Și mâine să le spună, zice, domnilor, ați văzut că se poate și jumătate afară. Acesta este răspunsul dumneavoastră. Perfect valabil! Așa face acum compania, jumătățește normele de lucru la agenții poștali. Țineți minte că nu pot. Eu sunt curioși, sunt colegii noastre la fel. Ce caută aici? Vă dați voie să vă răspund. Să ne arate un fluturaș. Din respect pentru greva dumneavoastră, colegii mei de la București au venit să asigure continuitatea pe distribuția pensiilor. La București atât muncește. Da, deci credeți-mă, Bucureștiul distribuie pensii la fel ca și noastră. Cine că i-ați adus aici? Vreți să sunăm? Vă sun câte un factor poștal. Dar nu distribuie că ăla-i factor. Păi da... Dumneavoastră o să-l identificați, o să-i spune, dăm marca ta de poștaș. Dacă ne respectau, și ne uităm în calculator și dacă el știe marca de poștaș... Erau colegii noștri, erau la locul lor de muncă și erau noi, dați-mi voi. Ne-am trezit cu poliția, înconjurați de poliția municipiului, pe motiv că au fost chemați de colegii noștri de la București, colegi care nu încearcă decât să fie așa numiți spărgători de grevă, care s-au oferit să vină să lucreze în locul nostru, să distribuie, să ne asigure continuitatea serviciilor poștale în condițiile în care noi lucrăm cu 3/4 din personal, reușim sau nu să ne luăm concediile. Factorii fac 2 sectoare, 3 sectoare de distribuire pentru ca un coleg al lui să fie o săptămână în concediu. Nimeni nu s-a deranjat niciodată să ne ajute cu ceva, să ne dea un leu măcar, pentru că în pandemie am fost cei mai expuși dintre toți. Banii au fost, sigur au fost, dar s-au împărțit tot așa, pe prietenii, pe cunoștințe, pe relații. Așa cum era de așteptat, spiritele s-au încins și a rezultat un scandal general, implicați fiind, pe de o parte, poștași buzoieni intrați de astăzi în grevă generală, iar pe de altă parte, Emilion Cioria, director adjunct al Poștei Române, dar și o parte dintre poștașii bucureșteni trimiși să îi suplinească pe colegilor greviști. Pe unde-i moralitatea? Dați-mi voie să vă spun. Doamne, pentru a asigura aceste pensii, compania a făcut demonstrații. Compania, noi toți suntem compania și dumneavoastră. Eu sunt o părticică, dumneavoastră sunteți o părticică, toți. Diriginte care trage cum trage. Știți cum lucrez eu, domnule? Doamne, vreți să vă... de la 5, da? Îmi dați voie. Dumneata te duci la 9 la birou și lucrezi pe 30 de mii. Îmi dați voie să vă spun un lucru. Astăzi, ce faceți dumneavoastră, așa? Arătați o nesiguranță pensionarului de a-și ține pensia la poștă. Își duce pensia la bancă pentru că noi ne certăm pe banii altora. Nu contează. Nu contează. Trebuie să vă pese asta. Voi dispărea și eu, dar trebuie și dumneata. Doamnă, trebuie să vă pese. Care stai pe de 5 ori salariul doamna meu, mea, nu este despre noi doi astăzi. Ba, da, este despre 2.500.000 de oameni. Este despre banii noștri. Noi nu contăm. Noi nu contăm. Pensionarii aceia au muncit peste 35 de ani să-și dobândească pensia. Dumneavoastră astăzi le blocați acea pensie. Nu-i moral. Și moral dumneavoastră este să luați de
10 ori salariul unui factor. Nu, domnule, nu, nu. Moral este atunci dacă am un salariu mai mare decât dumneavoastră, este ca eu să pot să asigur contractele. Dumneata vorbește moralitate, când noi facem foamea. Dumneata vorbește moralitate. Dar nu blochezi banii pensiilor oamenilor, sunt nevinovați oamenii. Așa am 20 de ani, n-am făcut până acum ce am făcut acum. Tot gândind la pensionari. Păi și de ce nu o faceți în continuare? De ce vă pierdeți conștiința acum? Dumneavoastră v-ați gândit la noi? De ce vă pierdeți conștiința? Vă bateți joc, domnule, de oameni ăștia toți. Vă bateți joc de ei. Vreți să luăm un om? Delegatul sosit la Buzău a încercat insistent să-i convingă pe salariații buzoieni să renunțe la protest sau să-i lase pe colegii din București să meargă pe teren pentru a desfășura o parte dintre activitățile curente. Au avut loc și discuții, însă acestea au durat doar 5 minute, moment în care trimișii de la București au fost rugați să părăsească instituția. Paustine, dacă vrei, nu poți să împui pe din afară, nu te mai. Eu ți-am zis. Gata. Păi, cred că stai să-ți bagi joc de lumea asta care are bun simț, iar voi veniți cu tupești cu decizia directorului general, nu ne-ați trimis corespondența de la București nici acum. Noi nu suntem, fraților, noi nu suntem în grevă, n-am primit corespondența și expediția de la... Corespondența de la București este cu 6 dimineața... Nu este adevărat, la poșta română din Buzău n-a venit expediția de la București. Mașina aceea este cu expediția de la București. Filmați-o, vă rog, uitați, filmați. Mașina de poștă cu sigiliu. Care de la Buzău? Nu este de la poștă de la București. Nu suntem în grevă. Nu suntem în grevă, dar scrie grevă. Mă bucur că ați venit să vedeți oamenii frumoși din Buzău. Ați avut și niște oameni frumoși cu dumneavoastră și ai ținit în soare și vă bate joc ei. Vă felicit! Eu cred că astăzi ne batem joc de pensionarii din Buzău. Asta facem. Astăzi ne batem joc doar de pensionarii din Buzău. Da, pensionarii din Buzău să ne bate cu pietre. Mulțumim! Nu, păi altceva nu văd. Puteți să stați în grevă, dar doar distribuim pensiile. Un alt moment tensionat a fost acela când la oficiul poștal a apărut un pensionar care solicita insistent să îi fie distribuită pensia. Momentul i-a picat mănușă reprezentantului conducerii Poștei Române, care i-a acuzat pe greviști de lipsă de empatie și chiar de imoralitate. Care sunt voi din casă și iau pensia în aceea zi care n-are ce mânca, ce facem? Exact! Nu vă contestă, dar eu am nevoie de bani. Sunt medicamente. Nu poți cumpăra timp. Cumperi medicamente. Deci mi-a spus un domn care a venit de la București. Nu știu, mă rog, e pe aici pentru dumneavoastră să mă duc la ghișeu când dă bani. V-a mințit. Deci la București v-a mințit, sigur. Exact. Deci avem niciuna. Haideți să mergem să-i dăm bani domnului și rămâneți în grevă, dar sunteți eroi. Moralitatea ați avut ca să-i dați unui om bani. Deci mi s-a spus... Nu putem să stăm cu pătura pe creier. Ok, e grevă, dar când un om are nevoie de dreptul său câștigat în 35 de ani, nu ne punem noi între banii lui doar pentru că noi nu ne înțelegem sus. Mi s-a spus să vin la ghișeu, să ridic banii. Am nevoie de banca de aer. Pensia. Mi s-a spus să vin la ghișeu. Faceți grevă, dar dați-le dreptul meu. Auziți, care-i minte acum? Poșta? Sau domnule care au venit? Poștă suntem toți, toți suntem voi. Care mintea cu București sau Buzău? În încercarea de rezolvare a conflictului prin mediere, o întâlnire între liderii protestatarilor și reprezentanții conducerii Poștei Române a avut loc și la instituția prefectului. În urma discuțiilor s-a luat decizia ca pensiile și celelalte prestații sociale să fie achitate doar de către factorii poștali, însă toate oficiile poștale din județ vor rămâne închise. De altfel, sindicaliștii Poștei Române spun că vor continua greva până în momentul în care solicitările referitoare la salarizare vor fi îndeplinite. Am încercat din răsputeri să nu ajungem la acest lucru. Eu lucrez de 40 de ani la Poșta Română. Momente fierbinți au mai fost, dar parcă niciodată cu atâta dezinteres din partea conducerii, cu bătaie de joc la adresa oamenilor de jos.
De precizat că astăzi Micro 5 a fost cel mai păzit cartier din Buzău. După un apel la 112, de polițiști și jandarmi au sosit la fața locului și au rămas pe tot parcursul zilei pentru a interveni în caz că scandalul ar fi degenerat.